informație de ultimă oră, informație extrem de șocantă. O vedetă a fost bătută crunt de două femei, tocmai în Paradisul Milionarilor. L-au lovit cu picioarele până a rămas inconștient și l-au aruncat dezbrăcat pe câmp. Este vorba despre designerul Stefan Pelger, a crezut că va muri. E bine, avem primele declarații despre acest subiect, despre coșmarul prin care a trecut Stefan. Stefan, bună ziua, mulțumesc tare mult că ai intrat în direct cu noi și mă bucur extrem de mult să te aud. Aștept și să vin țară să te văd. M-am îngrozit când am văzut fotografia dimineața. Pot să zâmbesc un pic din nou. Da, uite, tocmai ce vin de la poliție. Am dat multe, foarte multe declarații datorită faptului că s-au întâmplat mai multe cazuri de genul acesta în Cannes în ultima perioadă. Nu sunt singura victimă, din păcate, dar pe mine m-a prins un pic poate mai grav decât pe alții. Dar cum s-a întâmplat, Stefan? M-au tranquilizat și m-au dus în afara Cannes-ului, unde m-au bătut, maltratat, m-au ținut cu piciorul de gât, mi-au spart fața. Eu în seara asta zbor spre München să fiu bătut, dar aici nu se putea pentru că era duminică și nu erau chirurgi. Deci mi-au furat toate bijuteriile, tot ce aveam pe mine și m-au lăsat doar în pantalon și m-au aruncat într-o prăpastie. Da, Stefan, de unde te-au luat? Unde te aflai în momentul în care te-au luat? Povestește-mi, te rog, pas cu pas. Am ieșit din club să iau taxi în momentul în care am fost împins într-o mașină. Nu știu dacă femeile respective m-au urmărit de la început, că eram îmbrăcat mai sofisticat sau whatsoever. Nu știu. Dar, în general, oamenii sunt urmăriți și se vede, te uiți la ei cum sunt îmbrăcați. Da. Până și pantofii mi-au luat. Adică am rămas desculț în câmp și m-a găsit plină de sânge o femeie care a chemat salvarea și m-am trezit în spital. Și după ce te-au aruncat pentru în mașină... Ele sunt căutate pentru crimă în momentul de față. Pentru crimă de... Tentativă de omor, da. Și furt și vandalism și, mă rog, adică e o situație foarte, foarte gravă. Ai zis că te-au tranquilizat, Ștefan, adică ți-au dat... Eu nu țin minte nimica de când am ieșit din club și până m-am trezit la nu știu câți kilometri de Cannes pe niște dealuri. Deci tu nu-ți amintești ce s-a întâmplat în mașină? Nu-ți amintești drumul? Nu. Nu, m-am trezit doar în momentul în care m-au atins, nu știu, m-au împins și m-am trezit și am vrut să sar din mașina mergândă, că am văzut că e gravă situația, foarte gravă. Vorbeau ceva de un pistol în franceză, nu le înțelegeam foarte bine, că vorbeau magrebiană, cred, sau, mă rog, cum se numește, nu erau franțuzoaice și auzeam ceva de pistol și de... Deci, situația și am încercat să sar din mașina care mergea, nu m-au lăsat, au oprit într-o parcare unde a început bătaia și mățelul. Nu pot să-mi imaginez ce a fost în sufletul tău în momentele respective. Să te trezești împins într-o mașină. Plângeam, îți spun sincer, plângeam și le rugam, vreau să le dau toate bijuteriile, tot, dar aveam și bijuterii care erau sudate de mână, care erau foarte valoroase, mă rog, și pe care mi le-au smuls pur și simplu metal, deci de parcă mi-aș fi tăiat riscul, de parcă mi-aș fi tăiat benele, practic, așa, am tăituri pe mâini. Și pe față nu mai zic. Dacă au văzut că tu cooperezi, folosesc acest termen, și erai dispus să le dai absolut tot ca să scap cu viața. Da, eram dispus și n-au încetat. De ce te-au lovit în halul acesta? Da, cu bocancii în față, pe față, pe spate, pe picioare, pe... Sunt o rană întreagă, ca să zic așa. În cap, pe cap. Ochi mi sunt flați, am amândoi ochi mici ca niște, zici că sunt un Chinese. Sunt îngrozită, Stefan, și repet, mă bucur foarte tare să te aud. Să aud că ești bine, pentru mulțumesc că frumos. Tot ce povestești pare desprins dintr-un film. Și când te gândești că totul s-a întâmplat în Raiul Milionarilor, nu oriunde, nu într-un cartier mărginaș al vreunui oraș, al vreunei capitale, ci în Cannes, Raiul Milionarilor. În Cannes, fix în centru, dintr-un club în care merg tot soiul de oameni. Deci, adică, vorbim de...
Dar se întâmplă în toată lumea. Iartă-mă că te întreb, Ștefan. Eu știu, peste tot. Știu cât preț pui pe... Uite, mi s-a întâmplat la Cannes. Ștefan, știu cât pui preț pui pe bijuterii, pe aspectul fizic. Ești normal, ești un designer, ești artist, ești renumit pentru lucrurile astea. La cât se ridică paguba? Și repet, iartă-mă că te întreb în astfel de momente, că viața contează în primul rând. Da, da, mult, mult. Imaginează-ți că numai Rolex-ul pe care îl aveam era valora câteva mii. Pantofii la fel erau 1000 și ceva. Adică cu siguranță vorbim de o sumă de 20-30. Deci vorbim de zeci de mii de euro. Da, 20 să zicem, hai, maxim 20. Ce ți-au spus la poliție? Ce urmează acum? Urmează să le urmărească prin camerele de filmat care există pe peste tot în Cannes, dacă le-or fi văzut cu mine pe undeva. Și dacă le găsesc, să le urmărească și vor fi acuzate pentru tentativă de omor. Dar tu nu te-ai simțit urmărit pe parcursul serii, mă gândesc, și nici... Nu. Nimeni nu, care era cu tine... Am fost prieten la masă, am fost în club, am dansat, ne-am simțit bine, am... Da, deci a fost o seară care a început bine și care s-a terminat într-un mare coșmar. Îmi pare tare, tare rău, Ștefan, dar totodată mă bucur că ești în viață, mă bucur că ești bine. Pleci la München, la părinții viață, tăi, da. Nu? Ca să... Da, mă duc la München, că am nevoie de un pic de, știi cum e, nu contează dacă ai 5 ani sau dacă ai 40 normal. De ani, la mama este normal. Ștefan, mulțumim tare mult, așteptăm să te întorci în țară, să te întorci cu bine, te pupăm și îți dorim multă sănătate și să te refaci foarte repede. Mulțumesc pentru gândurile bune. Mulțumim, Ștefan. Mersi mult.